Matthew. Ne uităm acum în cartea lui Matei. Chapter 11. Matei 11. In verse 28. Și versetul 28. Scuzați-mă. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Now this Bible verse is very helpful for us when we are understand. Și acest verset ne este foarte de folos atunci când noi îl înțelegem. You know, we are allowed to people, and when we talk to them and we say, we are appreciate to people, but we are not give rest to any human in the earth. Noi vorbim cu oamenii și apreciem și discutăm cu ei, dar noi practic nu putem să dăm odihnă niciunui suflet. And Jesus Christ, he really, he know how to give rest for the people in the world because they are heavy laden on their soul. Doar Iisus Hristos este cel care poate să dea odihnă sufletelor, celor care sunt împovărați. And now in this time, when everyone they run for the job, the business, the personal life, their job, the business, everyone they are disappointed, they are very upset, they don't know what they do. Și acum în vremurile acestea, când fiecare aleargă să găsească un serviciu la locul de muncă și în toate direcțiile aleargă și sunt întristați, amărâți și nu știu ce să facă. And everyone they are under the heavy laden. Și toți sunt împovărați. And nobody have the meet with them and they say, don't worry, I give you rest. Și nimeni nu poate să se ducă și să le spună, nu te îngrijora, eu îți voi da odihnă. And many places the husband and wife, they both have to join the jobs. Și în multe locuri, amândoi și soțul și soția lucrează. They don't have a time to meet to each other, they talk to each other nicely. Și nici măcar nu au timp să se întâlnească și să vorbească împreună. And they have whole the day and the night, they continue to work, they continue to job, they continue to business. Zi și noapte lucrează oamenii continuu, fie business-ul lor sau la serviciu, unde merg continuu, aleargă și lucrează. And they are brain, they are stressed, they don't know what they do with the relationship they have. Și atunci sunt și deci caută să găsească o modalitate să poată să repare relațiile din familie. They are disappointed, they are very depressed and they don't know what they do with their relation to each other. Și atunci devin depresionați și dezamăgiți că nu știu cum să repare relația unul cu celălalt. Husband and wife, they are 12 hours in the job, both are. Poate 12 ore lucrează soțul și soția. No rest. Nu au nicio odihnă. When they go to office and sometimes the boss is his anger with the person and they did not know what they do because they give all the time their best. Și atunci, poate chiar și la locul de muncă, pe lângă faptul că lucrează din greu și mult, poate și șeful unde lucrează se mai enervează pe ei și atunci chiar nu știu ce să mai facă vieții oameni. My dear brothers and sisters, you're watching us live for her. Frații mei dragi și surorile mele dragi cu care ne urmăriți acum live. And Jesus Christ, he loves you very much. Iisus Hristos vă iubește foarte mult. And he allowed to you. Și el vă dă voie. Come to me. Veniți la mine. Come to me. Veniți la mine. We have some surprises packages. El are un pachet surpriză pentru noi. And he ready to give you something. Și el este gata să ne dăruiască ceva. He is not a human. He forgot for his promises. El nu este ca un om care să uite promisiunile lui. You say, what? Where I go? I go to the doctors. Can I go to the lawyer? Can I go to the some picnic sports? Și noi poate ne gândim, ce să fac? Să mă duc la un doctor, să mă duc la un avocat, să mă duc undeva în altă parte? Where I go, I feel just a few minutes or few hours of rest in my brain. Unde să mă duc să găsesc măcar câteva minute sau câteva ore să găsesc o liniște să plătească? Under the stress of many people, they went to the doctors and they took some medicine. Și din pricina stresului, mulți oameni se duc la doctor să ia medicamente. But they don't have a peace in brain. Pentru că nu au pace în mintea lor. They're not sleeping well at that night. Și nu pot nici să doarmă bine noaptea. And they don't know what they do. Și nu știu ce să facă. My friends. Prietene mei. Jesus Christ call you.
Iisus Hristos te cheamă. He called you, come to me. Și vă cheamă, veniți la mine. And he make a promise and he's told you, I give you rest, praise God. Și el este cel care a făcut această promisiune și și spune, veniți la mine că și eu vă voi da odihnă. He know how he give rest for you. Și el știe cum să vă dea odihnă. And everyone in the world, they have known which things I have and I say I give to you. But if I don't have, and this is very hard to me to give to you. Noi oamenii din lumea aceasta, deci lucrurile care le avem, acele le putem oferi. Dacă nu avem, cum să oferim? Nu avem cum să oferim. And Jesus Christ has. Dar Iisus Hristos are. And he's ready to give to you. Și este gata să-ți dăruiască. The world they don't have. Dar lumea nu are. That's why they suggest to you go drink alcohol, smoking, drugs, go to pub, go to disco. And if you are not handle the situation, you go and take some meats for the sleep. Ia, și atunci, de ce? Pentru că nu are această pace, atunci sugerează, du-te și bea, du-te, fumează, ia droguri, du-te la petreceri. Și dacă nici acolo nu poți să-ți găsești pacea, du-te, măcar ia niște pastile, ceva, niște medicamente și măcar dor. But the Jesus Christ is ready to give you rest, praise the Lord. Iisus Hristos este gata să -ți dea, that means he have the power, he have the authority, he know how to give the rest to the people in the world. El are putere și are autoritate și știe cum să dea acea pace, acea odihnă sufletului. I will give you rest. Îți vă voi da odihnă. It doesn't matter you last many years, you don't have a peace in your brain or hearts. Nu contează de câți ani poate că nu mai ai avut pace și liniște asupra minții tale sau în inima ta. Doesn't matter you don't take a rest in your brain. Nu contează că până acum n-ai avut liniște în mintea ta. The Jesus Christ will make you promise today. Dar Iisus Hristos astăzi îți face această promisiune. He give you rest. Îți va da odihnă. You need a rest, you need to come to him. Dacă ai nevoie de acea odihnă, vină la el. Tell to him, Lord, I'm ready. Jesus, I'm ready. I have a desire to take a rest. You allow to me, can I come to you? Și tu să-i spui, Doamne Iisus, am nevoie de această odihnă. Pot să vin la tine, Doamne? And the God have a power. You know, we are using some meats or some drugs, but we have the heavy laden continuity upon our shoulder. But just a few minutes or a few hours, you feel relaxed. But after that, again, he work. Deci pastilele acestea pentru, eu știu, pentru o liniște sau pentru depresie, poate ajută câteva minute, câteva ori, dar din nou, parcă pasă ca un juc, ca o povară peste umerii oamenilor. Jesus ready to work for you. Dar Iisus este gata să lucreze în viața ta. Jesus is ready to give you rest. Iisus vrea să-ți dea această odihnă. Jesus Christ is ready to take your peace in your heart and dream. Și Domnul Iisus Hristos vrea să-ți dea pace și odihnă în sufletul tău. When we read in the verse 29. Când citim în versetul 29, mai departe de la Matei 11. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Slăviți să fie Domnul! Jesus Christ is ready to give you rest. Iisus Hristos este gata să vă dea această odihnă. Jesus, when he power, he come upon you and he break the yoke of sin upon your shoulders. Puterea Domnului Iisus Hristos se va veni peste tine și va zdrobi jugul păcatului care apasă pe umerii tăi. When he give you rest, when you accept him and he give you rest, that means that time you set you free in your whole life. Când îți va da acea odihnă? Atunci când îl accepți pe el, când vii la el, îl accepți pe el, atunci el îți va da această odihnă care va fi cu tine toată viața. Take my yoke upon you. Luați jugul meu asupra voastră. Take of peace. Și să luăm pace de la el. Yoke of peace.
jugul păcii. Obedience. E jugul ascultării. Children of God. Copii ai lui Dumnezeu. When you carry on for this yoke and you feel not heavy laden, you feel relaxed in your life. Când vei duce acest jug al lui Hristos, du-te, vei mai simți împovărat, ci vei simți acea ușurare, relaxare în viața ta. And learn from me. Și învățați de la mine. Jesus Christ teach you because he also will learn and he teach you. Iisus Hristos ne învață și te învață că și el a învățat. Which person they have a desire to learn and that person give you teaching, the right teaching. Acea persoană care a avut dorința să învețe, aceea te va învăța și pe tine. And now the Jesus Christ gives his introduction who he is. For I am a gentle and humble in heart. Și vedem acum introducerea. Ce spune Domnul Iisus Hristos despre el însuși că este? Căci eu sunt blând și smerit cu inima. And Jesus Christ is a gentle God and he is a humble of heart. Humble to heart. Dumnezeu este smerit. Domnul Iisus Hristos este smerit. Why he telling about himself he is gentle and he is humble in heart? De ce trebuie să spună lucrul acesta despre el, că el este blând și smerit cu inima? Because he know the pain of heavy laden. Pentru că cunoaște durerea celor care sunt împovărați. He know how to maintain your humbleness in your heart. Și el știe cum să se mențină acea smerenie și blândețe în inimă. Because when he carry his cross, he know the heavy laden on the shoulder. Pentru că atunci când el își ducea crucea în spate, cunoștea povara care era pe umerii lui. He know very well when the people they ready to kill to him and he forgive to them. This is the sign of humbleness. Și știe foarte bine cum a fost atunci când ei erau gata să-l omoare și el era gata să ierte și a spus, Tată, iarte că nu știu ce fac. Pe acestea el și-a arătat smerenia. When he is humble, when he teaches you, you make yourself humble. Și pentru că el este blând și smerit, te învață și pe tine. Praise the Lord. Slăviți să fie Domnul. And you will find the rest for your soul. Și vei găsi odihnă pentru sufletele tău. When you make yourself gentle, when you make yourself humble, then you feel the rest in your soul. Când vei deveni și tu blând și smerit cu inima, atunci vei avea această odihnă asupra sufletului tău. Praise the Lord. Slăviți să fie Domnul. And verse 30. Și versetul 30. Că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. For my yoke is easy and my burden is light. Praise the Lord. Slăviți să fie Domnul. Jesus Christ does not give you the heavy laden in your shoulder because he knows that all these things. Domnul Iisus Hristos nu îți va da un jug greu pe umerii tăi, chiar știe greutatea. That's why he tells it to you, his yoke is very light. Și de aceea spune că jugul lui este bun și sarcina lui este ușoară. My yoke is easy and my burden is light. Yes. Jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. This is Christ. Acesta este Hristos. He not put the things on your shoulder and he not push down to you. He has always lifted you. Domnul Iisus Hristos nu va pune poveri pe umerii tăi ca să te apese jos, ci totdeauna va căuta să te ridice. This is the real God. Acesta este adevăratul Dumnezeu. He care for you. Căruia îi pasă de tine. He care for you. Pasă de tine. He care for your family. E pasă de familia ta. Because he have a desire, he break the yoke upon your shoulders. Că și el are dorința să zdrobească jugul care pasă pe umerii tăi. You have a desire to accept him as a personal savior and get ready to break the yoke upon your shoulders today. Dacă și tu ai această dorință să-l accepți pe el ca salvator personal, el vrea să zdrobească jugul care pasă greu pe umerii tăi. Doesn't matter your sin, what kind of sin you did in your past. Nu contează păcatele care tu le-ai făcut în trecut. Doesn't matter what kind of heavy laden upon your shoulder. Nu contează cât de greu apasă povara pe umerii tăi. Doesn't matter what you feel in your personal life. Nu contează ceea ce simți tu acum în viața ta personală. Doesn't matter what the people they speak against, how they can speak against you. Nu contează ce vorbesc cu oamenii împotriva ta.
Don't worry, the people they are blaming you, don't worry. Dacă oamenii te blamează, nu te îngrijora. Oh, you are feeling like you are a sinner. God not loves me. This is not the truth, my brother, my sister. Și poate că simți că ești acuzat, că ești un păcătos. Nu este adevărat, fratele meu, sora mea. He loves you very much. Și Iisus te iubește foarte mult. He cares for you. Și pasă de tine. You have to think about just a few more minutes and few more hours or few more days and weeks and months and years. My family is getting ready to broken and I lost my family, my brother, my sister. I telling you today, the God is ready to bless you, ready to help you for all the situation. Poate ești într-o situație în casa ta, în familia ta, că te gândești poate câteva ori, câteva zile sau știu eu, câteva săptămâni sau luni și familia ta se va distruge. Dar eu spun, fratele meu, sora mea, Iisus Hristos este acela care vrea să dea pace și să lucreze, să restaureze familia ta. And you have a desire to give you peace in your soul. Și dacă tu dorești ca Iisus Hristos să-ți va dea acea pace, use your hand and touch your heart. Și pune-ți mâna ta, dacă tu dorești Hristos să lase pace, pune-ți mâna ta pe inima ta. And the Lord Jesus knows very well your pain and problems. Și Iisus Hristos îți cunoaște foarte bine problemele tale și durerea ta. Lord Jesus. Doamne Iisuse. You forgive your people, O Lord. Iartă-ți oamenii, Doamne. You give all of them to rest. Dă-le, Doamne, tuturor odihnă. You give them a peace, O Master. Dă-le, Doamne, pace, Stăpâne. When they all are under the heavy laden, O Lord, today you break the yoke of the enemy in the name of Jesus Christ, O Master. Vezi, Doamne, poverile care apasă greu, Doamne, Iisuse, te rog să zdrobești, O Doamne, jugul vrășmașului care apasă greu pe umerile lor, Doamne. Almighty, your powerful hand to work for each and every life. Și mă rog, Doamne, cu mâna ta tot puternică să lucreze în fiecare viață, Doamne. You touch them through your glorious hand, Almighty God. Stinge, Doamne, cu mâna ta glorioasă, tot puternicule Dumnezeu. Lord, you help to them, they accept you as a personal savior and they set free in the name of Jesus Christ from Nazareth. Ajută-i, Doamne, să te accepte pe tine ca salvator personal și să fie eliberați în numele Domnului Iisus Hristos, vă rog. Lord, you heal your people. Da, Doamne, atinge-te și dă vindecare oamenilor. Atinge-ți oamenii tăi, Doamne. Thank you, Almighty God. Mulțumim a tot puternicul Dumnezeu. Father, you bless our sister and her family, sister Olti Ozen, for her family and me and my family too. Te rugăm să binecuvântești și pe sora Mitruța, familia ei, Doamne, pe fratele Ra și familia lui, pe mine și familia mea, Doamne. To all those people, they're watching us live right now and after that, you also touch them, bless them, O Lord. Și toți oamenii, cei care ne urmăresc acum live, cei care vor vedea reluare, Doamne, atinge pe fiecare parte și binecuvântează-i, Doamne. Thank you, Father God, you are hearing our prayer. Și îți mulțumim, Tatăl Dumnezeule, că și Tu ne-ai ascultat rugăciunile. Thank you, Father, you give your people to rest today. Și să mulțumim, Tată, că și Tu ai dat o dignă cu oamenilor. Amen. În numele măreț al Domnului Iisus Hristos ne-am rugat. Amin. Amin. Read your Bible, meditate the Word of God, implement the Word of God, live with the Word of God, and remember in your prayer for me, my family, Sister Olti Ozen for her family, and this sister and her family also, and every single soul is important for us. Da, și cu aceste cuvinte închei, cei care ne cunoașteți deja, ne știți, citim scripturile, acesta este cuvântul lui Dumnezeu, scripturile, medităm asupra lor, le împlinim, că fără împlinire nu se rezolvă nimica și trăim, deci le împlinim, trăim cuvintele scripturii și apoi să continuăm să ne rugăm și pentru pastorul Raș, pentru familia, lucrarea care fac acolo în India, nevoile, mântuirii națiunii indiene, că acolo sunt foarte puțini, doar 1% care sunt mântuiți și Domnul să lucreze. Este un popor idolatru, dar Dumnezeu are putere să lucreze și să zdrobească și acolo jugul păcatului și a idolatriei. Ne rugăm pentru sora Mitruța și familia ei, Domnul să o binecuvânteze, pentru mine și familia mea și lucrarea care facem pe internet și motoul lucrării noastre este orice suflet are preț înainte ochilor lui Dumnezeu și tot la fel și noi căutăm să prețuim orice suflet și niciun suflet să nu se piardă, cum a zis Moise, nici o unghie măcar și Domnul să ne binecuvânteze. Amin, slavă Domnului Iisus Hristos.